Doamnelor, domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție Deschiderea de astăzi. Discut în continuare cu Liviu Popescu, editor al ziarului financiar. Vom face o perspectivă ziaristică pentru luna mai și pentru perioada următoare și vom vorbi și despre ce am lăsat în urmă, ca să spun așa. Liviu, salutare! Salut, Tibi, salut! Pentru început, cum vezi tu lucrurile în acest început de an, în aceste prime 4 luni? Tibi, în primul rând, am voie să le urez celor care ne ascultă un Paște fericit, să transmit multă sănătate și să aibă grijă în aceste zile tulburi. Iar din perspectivă ziaristică, ultimele 4 luni, deci începutul anului, a fost o perioadă destul de bună pentru investiții. Avem un plus de 16% pentru indicele principal, ba chiar în aprilie am atins și noi maxime. Și uitându-mă la toți indicii de la București, observăm că toți sunt pe plus, de la, așa cum spuneam, 16% pentru BET. BETFI are cea mai slabă, putem să-i spunem slabă, dinamică, 12,5%, până la urmă și 13% este o evoluție destul de bună. Cel mai bine au mers companiile din energie, dacă ne uităm, aproape 18% pentru BTNG. Pe de altă parte, ca și capitalizare, am observat că pe finalul lunii aprilie, deci în ultimele zile, am revenit la valoarea din februarie 2020. Așadar, peste acel șoc din primăvară, am zis noi, am avut și articolul principal în ziarul financiar, am zis noi că pe bursă criza s-a terminat. Din ce vedem ca și dinamică, lucrurile cam așa stau acum, ne uităm către rezultatele din primul trimestru. Aș vrea să adaug aici, dacă tot ai spus, ai menționat randamentele de industria fondurilor mutuale, mai exact fondurile deschise locale de acțiuni, care au livrat randamente extraordinare, le-aș spune, în ultimul an. Practic, din ce am scris și eu, vorbim de randamente de la 41,5% la 51,8% pentru cele mai performante 10 fonduri deschise de acțiuni. De la finele T1 2020 la finele T1 2021, cei drept plecând de la o bază mai joasă, întrucât nu cuprind și șocul din primăvara anului trecut, acele prăbușiri din martie, adică în aceeași perioadă BET are 46,7%, iar BET BK, de referință pentru administratorii de fonduri, are 47,7%, deci fără a include și acele scăderi din martie. Și aș vrea să citesc și câteva cifre de asemenea pozitive pentru fondurile de acțiuni. Datele Asociației Administratorilor de Fonduri arată că activele nete au urcat cu 26,1% doar în primele 3 luni ale acestui an, la 2,07 miliarde de lei, subscrierile fiind de 134 de milioane de lei, iar în ultimul an, ultimele 12 luni, un număr de aproape 6600 de persoane au devenit investitori în fondurile de acțiuni. Un număr destul de mare, aș spune, având în vedere faptul că numărul total este de 21.600 de investitori, deci un plus de 44 doar în primele 3 luni. Deci, uite, cei care au avut curaj și au cumpărat anul trecut, când vedeam acele prăbușiri, mulți analiști deja îi cântau prohodul bursei, au acum 40-50% randament. Gândește care ar fi randamentele la depozite bancare. Bine, până la urmă e foarte dificil de comparat. Riscurile sunt diferite în depozite față de bursă și întotdeauna e bine să ai acest mix și de depozite și de titluri de stat, pentru că, uite, dacă uităm în ultimele 12 luni, avem și câteva runde de finanțare Fidelis la dobânzi peste cele bancare și neimpozabile. Și de asta e bine să ai un mix, să fii cât mai echilibrat. Dar, uite-te, tu ai menționat și de fonduri mutuale și ai scris în ultima perioadă și de companii noi. Hai să vedem, până acum am depilat cu câteva companii mari. Dacă mă uit la indicele principale, vedem Teraplast pe primul loc, undeva la 80%, ca și randament vorbesc. Iar pe Aero am avut companii cu randamente excepționale, puțin spus, pentru că dacă mă uit și la, de exemplu, la noile listări, la SafeTech, față de plasamentul privat din toamnă, acum avem undeva la 1100, ai spus chiar tu, la ce să ne așteptăm ca și listări? Într-adevăr, avem câteva dintre ultimele companii listate, 7, am făcut eu analiză pe ultimele 7 la un moment dat, în care
cu excepția ultimelor trei care au prețuri, care au, se tranzacționează la prețuri mai mici față de prima zi de listare, să spun așa, dar cu toate astea, peste prețul din plasamentul privat, sunt creșteri de câteva sute de procente. De procente. Aș vrea să trec așa puțin în revistă companiile care au derulat plasamente private de acțiuni și care urmează să listeze acțiuni la Bursa de la București, și pe acelea care și-au anunțat intenția. Avem un an, să spun, destul de aglomerat din acest punct de vedere. Doar în primele 4 luni ale anului s-au listat 6 companii și urmează pe puțin încă atâtea. Așadar, Simtel, care este integrator în zona de energie regenerabilă, telecomunicații și automatizări, vrea să deruleze în mai un plasament privat de acțiuni și să-l se listeze ulterior. Avem Agroserv Măriuța, companie care deține brandul Lăptăria cu Caimac, care ar fi derulat în aprilie cea mai mare ofertă de acțiuni pentru piața aero. Urmează să se listeze și ea la București. Mai avem Agroland Agribusiness, partea grupului Agroland, producătorul de vinuri ecologice Vifrana, a derulat anul trecut un plasament de privat de acțiuni și estimează listarea în prima jumătate a acestui an. Producătorul clujan de lactate Bonas a mai avut un plasament privat de acțiuni, dar a mai avut anunțuri de intenție de listare și de finanțare de la TTS, grupul de transport Trade Services, dezvoltatorul imobiliar One United Properties, despre care am tot scris noi, care vrea să facă o ofertă publică de vânzare de acțiuni. Și am mai văzut intenții de listare la Blue Air, la Barline Conești, Adis, o altă companie românească specializată în tratarea și epurarea apei, și nu în ultimul rând Allview, care a încheiat un plasament privat de acțiuni în aprilie. Vorbim de listări de acțiuni atât pe piața secundară a bursei, cât și pe piața principală, deci și noi emitenți mari la BVB. Avem și emisiuni de obligațiuni, aici îmi amintesc acum Ansett Logistics sau Alser Forest. Sper că n-am uitat niciuna, dacă da, vom scrie despre ele în ZF și vom mai vorbi și aici în emisiune. Și uite, ca și perspective, pentru că am intrat în luna mai, lună caracterizată de acea strategie, bine, noi putem spune chiar mai veche acea strategie, Sell in May and Go Away. Să vedem dacă se mai aplică pentru zilele noastre, când avem maxime istorice pe bursă plus un raliu pe acțiunile din tech. Avem astăzi și o opinie, o analiză de fapt din partea directorului de investiții de la OTP Asset Management, Alexandru Ilisie. Aplică strategia la bursa de la București, pentru că uitându-ne pe plan extern se aduce în discuție, așa cum spuneam, faptul că sunt acțiunile la maxim. Dacă e bine ca investitorii să vândă acum luna mai, să se întoarcă pe burse prin toamnă, când obicei ar trebui să înceapă acest ciclu de creștere, doar că acum lucrurile sunt un pic diferite, pentru că uitându-ne pe extern, bursa americană la undeva la maxime, la noi, așa cum spuneam, în aprilie maxime. Aici va fi interesant de văzut. Un alt aspect pe care l-am demarcat eu pentru luna mai, iar ulterior să te las pe tine să detaliez pentru rezultate, pe 25 mai deadline pentru declarația unică, comunitatea bursieră trage nădejdea că vom avea acea taxare la sursă. Momentan încă nu avem un feedback nici de la Ministerul Finanțelor, nici de la FISC, să vedem exact dacă lucrurile s-ar putea îmbunătăți aici, pentru că, până la urmă, și pentru investitori, fie că tranzacționează pe cont propriu, fie că sunt clienți ai fondurilor mutuale, poate fi o povară completarea acelei declarații unice, mai ales că, uite, criza a adus criza, că și pe acest proces simplu de deschidere a unor conturi, ai scris chiar tu că e nevoie doar de, chiar și de un selfie cu buletinul, chiar de un interviu sau un interviu prin Zoom, cum avem la East Invest, pentru a-ți deschide un cont de tranzacționare, a atras tot acest proces, a atras investitori și a pus să lovesc de această declarație unică, un element birocratic mai degrabă. Deci pe 25 mai, să nu uitați deadline, iar acum ca și rezultate, pentru că urmează o perioadă care o să-i aglomereze pe investitori, dar o să ne aglomereze și pe noi ca ziariști, pentru că sunt 3-4 companii care raportează în aceea zi. Vorbesc doar de companii mari,
cum arată sezonul de raportare? De într-adevăr, este destul de aglomerat și e de mult de acoperit. Am avut Teraplast, Bistrița, Banca Transilvania și OMV Petrom, care au publicat deja rezultatele financiare trimestriale, și urmează BRD, care este așteptat să publice raportul trimestrial pe 6 mai. Ulterior, pe 13 și 14 mai sunt așteptate cu rezultatele 10 companii, dintre care 7 vor raporta doar în date de 14 mai, ceea ce o face cea mai aglomerată ședință. Avem așa, pe 13 mai, operatorul bursier, Bursa de Valori București, transportatorul național de țiței Compet și MedLife. Pe 14 mai vor anunța cum au încheiat T1, producătorul de aluminiu al Roslatina, Transelectrica, Digi, Nuclear Electrica, Romgaz, Transgaz și Electrica, deci aici avem o zi a energiei, să zic așa. Iar pe 17 mai vor închide sezonul raportărilor Fondul Proprietatea, Purcari și Sfera Group, administratorul KFC, Pizza Hut și Taco Bell în România. Cam asta ar fi, să zic până așa, calendarul raportărilor. O chestie voiam să mai adaug apropo de la ce ar trebui să fie investitorii atenți în perioada următoare sau trenduri. Există estimări, calcule și prognoze referitoare la o creștere a inflației. A început ușor să își facă apariția în sistem. Ioan Gheorghiu de la Amundi Asset Management explica într-o discuție la deschiderea de astăzi faptul că îngrijorările referitoare la inflație se concretizează în principal reflectate în evoluția prețurilor mărfurilor din ultimele luni și că în astfel de momente este recomandată o orientare din ce în ce mai puțin către instrumente devenit fix, obligațiuni și în special obligațiuni care nu sunt legate la rata dobânzii și mai mult către acțiuni. Citez, fără a aștepta însă rezultate extraordinare aici în ceea ce privește acțiunile. Și spunea el că investitorii trebuie să mențină în continuare o alocare cât mai deschisă pentru acțiuni, în special sectoare ciclice și sectoare defensive conectate la economia reală. Cele defensive sunt sectoarele de consumer staples, sănătate, farma, agricultură, iar sectoarele ciclice sunt legate de real estate, finanțe, banking și sectorul mărfurilor și al materialelor de bază pentru industrie. Deci, iată și o schimbare de paradigmă, o schimbare în peisajul investițional. De asemenea, spunea că acea rotație dinspre sectoarele de growth și high growth către companiile de tip value, mai tradiționale, care a început în toamna anului trecut, continuă și o să mai vedem repoziționări și din acest punct de vedere. Bine, până la urmă, acum e și o perioadă destul de dificilă. N-a mai navigat investitorii după prăbușirile de anul trecut, o revenire abruptă, destul de agresivă, mai ales a adus niște presiuni inflaționiste. Am văzut și la final de februarie acea creștere a yield-urilor în SUA, am văzut și impactul la bursa de la București, dar am văzut și în portofoliile fondurilor de pensie. Am avut atunci noi prima scădere lunară după 10 luni de creștere, 10 luni la rând, dar o scădere nesemnificativă, practic undeva la 0,6%. În regulă, pentru astăzi, Tibi, iar aici eu o să-mi închid ideea, după două zile de pauză de tranzacționare, vineri și luni, am avut program. Astăzi deschidem și noi în sfârșit, așadar, bursa ar trebui, să ia trendul din afară. Am văzut un trend pozitiv și destul de verde ieri, uitându-ne pe, mai ales în SUA, undeva la 0,6-0,2 pentru Dow Jones, undeva la 34.000 de puncte, și S&P-ul tot pe verde, și Europa a fost verde ieri. Așadar, uitându-ne la ce s-a întâmplat în afară, tendința ar fi și astăzi de verde. Nu aș îndrăzni, până la urmă, ca și ziarist, n-aș îndrăzni să spun, da, ok, uite, o să avem o creștere, o să avem o scădere. Facem speculații, doar presupunând cum vedem în afară, mai ales că nu sunt evenimente importante, așa cum ai spus tu, BRD-ul pe 6 mai, joi. Da. Liviu, mulțumesc de discuție. Mulțumesc și eu, Tibi, numai bine. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dorim o lună mai profitabilă. Numai bine!